A doua persoană din lista noastră, următoarea invitată, este doamna Nicoleta Neșu, care este lector la Universitatea din Roma, dar are și afilierea Universității din Cluj din România. Mă bucur să te revăd, Nicoleta. Tema Nicoleta este elemente de imaginar și mitologie românească în cheie modernă, un studiu de caz. Eu aș propune, dacă sunteți de acord cu toții, să păstrăm întrebările pentru final. Da? Pentru mine, da, e ok. Pentru mine e ok. Bine. Te invităm atunci cu mare interes. Te ascultăm. Mulțumesc frumos, Emilia. Primire călduroasă. Îi mulțumesc și lui Alice pentru invitație. Îmi pare rău că n-am reușit să ajung, deși îi promisesem că am făcut tot ce am putut, dar sunt niște zile mai complicate și mai grele. Nu puteam efectiv să ajung. Eu am să fiu foarte scurtă, încerc să mă încadrez în 15 minute. Titlul sună foarte și mă gândesc că am greșit punându-l așa, probabil orizontul noastră de așteptare acum se așteaptă la cine știe ce. În schimb, studiul de caz este important pentru că și colegii mei știu treaba asta. În ultima vreme m-am ocupat foarte mult de această problemă a studenților, problemă între ghilimele până la urmă, a studenților români de origine română, a doua generație, care se găsesc în Italia și care, repet, mă interesează pentru că studiază, se înscriu să studieze limba și literatura română ca limbă străină la Universitatea Sapienza din Roma. De obicei, interesul meu se focaliza mult pe metodologie, ce fac cu ei, cum predau și în contextul ăsta, evident, și de limba etnică și așa mai departe. De data aceasta însă am zis să profit de bogăția de material viu care îmi trece prin mână în fiecare zi și să, pe baza chestionarelor pe care de câțiva ani le dau la sfârșitul anului de studiu, să văd dacă aș putea să găsesc un numitor comun a ceea ce înseamnă pentru ei România. Majoritatea sunt născuți în România încă, au 20-21 de ani. Sunt născuți în România, unii ajung să facă grădinița sau primele clase acolo, deci, dar de data asta voi vorbi despre ce înseamnă România pentru ei și am să încerc să fac, mi-e și frică că dacă n-am să reușesc, să fac cum ar trebui să se vadă. Nu știu dacă se vede. Se vede. Se vede, ok. Mulțumesc. Foarte pe scurt, care ar fi structura? Este o lucrare mult mai amplă, evident, la care am început acum să lucrez. Cadrul teoretic, evident, sunt niște clasici despre care n-are rost să vorbim acum, mai cunoaștem cu toții. Noul context a culturii pop și ce înseamnă mitul, așa cum știm de la Barthes din prima sa lucrare despre acest lucru din 56, ce înseamnă imaginar și structura imaginarului și aici Durand, dar nu doar el, și metaforele conceptuale, elemente ale semanticii cognitive, așa cum apare la Lake of Johnson și Turner. Nu am să intru în detalii pentru că sunt lucruri pe care cred că cu toții le cunoaștem și timpul nu îmi permite. Trec la cadrul practic, asupra căruia puțin voi insista, să vă prezint structura și caracteristicile acestui grup de studenți și problema pe care mi-am pus-o inițial, pornind de la răspunsurile lor la chestionare, identitate națională versus identitate europeană. Și apoi structura propriu-zisă, am să vă arăt răspunsurile lor la niște chestionare și încercarea mea de a evidenția cam cum arată acest imaginar al studenților în ceea ce privește România, cum apare din chestionare. O scurtă caracteristică, trăsături caracteristice ale grupului. În fiecare an sunt în jur de 20-25 de studenți cu care lucrez separat,
Și pentru că, da, Nicu avea dreptate, în Italia nu există o regulă, adică nu te obligă nimeni, nu scrie, nu e o lege că trebuie să știi limba italiană, dar predarea se face prin limba italiană, deci automat, indirect, trebuie să știi italiana ca să poți să predai, cel puțin în primii ani. Ei, cu ei vorbesc de la început doar în română. Sunt copiii celor emigrați, cum spuneam, unii ajunși în Italia la vârste foarte mici. În orice caz, ce mă interesează pe mine este că parcursul scolastic pe care ei îl fac este cam integral, în cazul 95%, să spunem, în Italia, deci în limba italiană. Contactul lor cu limba română, deci, este de tip strict familial, nu este instituțional, nefiind limba de școlarizare, nefiind limba de contact social și nici instituțional, ci este o limba română, sigur, cu o compoziție redusă, fiind de familie, acel heritage language, family language, community language sau toate alte denumiri care îi sunt aplicate acestui fenomen. În Italia se folosește foarte mult, pornind de la profesorul Balboni, denumirea de limbă etnică. Deci este o limbă etnică, o limbă maternă diluată înspre limbă etnică, cu un vocabular minimal, cum spuneam, cu reflexe dialectale regionale, în unele cazuri chiar și cu o gramatică deficitară. Abia apoi intervin și interferențele cu limba italiană, așa cum se spusese înainte. Am observat o lipsă a contextului cultural, istoric și social de referință în ceea ce privește România. Exact, ca din acest punct de vedere pot fi foarte bine asimilat studenților străini. Și din punct de vedere tehnic, cum spuneam la un moment dat, dacă ne gândim la teoria lui Krashen cu cele două niveluri de learning și acquisition și learning, ei sunt opriți în această fază în ceea ce privește limba română de acquisition, deci faza practic cea inconștientă, cea în care asimilezi limba maternă, nu apuci să o vezi, să o analizezi și din punct de vedere metalingvistic ca să-ți însușești reguli, norme și așa mai departe. Apoi, tot din aceste chestionare reiese, nu citesc ziare, reviste în limba română, nu urmăresc canalele românești de radio și de televiziune, deci nu sunt la curent cu realitatea din România, nu urmăresc nici viața politică, nici cea culturală. Manifestă însă interes față de istoria și geografia românească, așa cum vom vedea, cu o puternică tendință de idealizare a realității românești și asta este ceea ce m-a șocat și de unde am și pornit mai apoi să încerc să analizez mai profund de unde vine, de fapt, această idealizare. Sigur, nu de la părinți care au părăsit în mod conștient țara. Și apoi faptul că predomină prieteniile cu alți tineri de vârsta lor, tot de origine română, dar cu care continuă să vorbească în limba italiană. Chiar am observat și asta tot râdem când ne întâlnim, îi văd în fața sălii de curs așteptând și strig la ei de departe, vă rog să vorbiți în românește că vin, nu mai vorbiți în italiană, măcar când avem orele de limba română. La chestionarul cu tema numiți câteva personalități, o să vedeți, ale vieții românești, apar aceleași personalități pe care le numesc și italienii, Dracula în mod principal, dar apar la ei și Ceaușescu și Nadia Comăneci și Eminescu. Iar la chestionarul cu tema cărților citite din literatura română înainte de a o studia la o universitate, deci în afară de ceea ce li se cere la cursul de literatură, răspunsurile în general au fost zero. Am avut o excepție în 2019, o studentă care a spus că ea are acasă poeziile lui Eminescu și poveștile lui Ion Creangă. Și acum să vedem primul chestionar. N-am să vi le arăt toate, am să vă arăt cele mai importante pentru ceea ce unde vreau să ajung. Ce limbă vorbiți acasă? Aici vedeți cum în 2015, 2017, 2019, apoi a fost pandemia și acolo am alt tip de analiză. Cum vedeți, limba română este în albastru, limba italiană este în roșu, română și italiană amestecat în portocaliu. Deci este clar că limba română este destul de în scădere. Nu e rău că vorbesc italiană, mai rău e când le vorbesc amestecat, pentru că de aici după aceea rezultă alte probleme
pe care nu avem timp acum, de care nu avem timp acum să ne apucăm, dar care sunt foarte importante. La întrebarea ce identitate etnică vă asumați, eu aici inițial, vedeți, am spus român, italian, alta. La alta au început să apară, să șteargă peste alta și să scrie europeană. De unde mi-a venit mie ideea că aici avem o problemă și, într-adevăr, știu, trebuie redefinite toate aceste concepte ușor romantice și pașoptiste de identitate prin limbă, prin țară, prin așa mai departe, dar într-adevăr, probabil și datorită faptului că ei foarte greu obțin cetățenia italiană, deși au un trecut în Italia, preferă să se consideră europeni. Vă arăt aici, de exemplu, rezultatul de la ce identitate vă asumați. Aceștia erau niște copii care făceau școala de vară, organizată pentru prima dată în această vară, de Liga Studenților Români din Străinătate, în care le-am dat și lor aceste chestionare la sfârșit. Erau studenți de la tot felul de specializări, deci nu doar litere, nu studiau limba română. Și vedeți că cea europeană și între ei este majoritară. Acum, la anumiți câteva personalități, pentru partea de cultură, cum vedeți, este destul de, le-am lăsat în ordinea în care mi le-au dat ei. Eminescu rămâne un fel de mit, dacă e să vorbim despre mit, dar fără să-l cunoască, așa, din auzite. Dar apare și Mircea Eliade, apare Brâncuș, evident, Eugen Ionescu, asta și pentru că în Italia, să spunem că a fost mult tradus și Mircea Eliade și Eugen Ionescu și Cioran foarte mult, dar el nu apare. În politică apar președinții în general, cei pe care îi vedeți, și sport. Și aici Simona Halep, Comăneci, David Popovici, mai nou, mai ales de când ăștia sunt cei de la școala de vară, pentru că l-au urmărit cu sufletul la gură cei de la Liga Studenților, s-au și dus la Roma, la campionatele de not, să-l vadă și să-l susțină pe David Popovici. Din mass media nu cunoșteau pe nimeni. Eu prin mass media am înțeles inclusiv persoane de cultură care scriu, de exemplu, pentru că eu folosesc mult la laboratoarele de traducere texte din Dilema Veche, de exemplu, ei nu știau de Pleșu, nu auziseră, de exemplu. Bun, și acum ca să ajungem la imaginar, le-am spus așa, să asocieze României un substantiv, un adjectiv și un verb, să personifice România și să-i asocieze aceste lucruri. Substantivele, le vedeți cele asociate aici, casă, dor și familie erau cele care apar de mai multe ori, apoi copilărie, pădure și bunici, da, cu un număr mai mic. Apoi, adjectivele frumoasă, recurent și acesta, lentă, sălbatică, balcanică și toxică. Sunt anonime aceste chestionare, deci n-am putut să întreb cine a spus toxică, exact oare la ce se refere. Aș fi fost curioasă să văd la care dintre aspecte fac să se gândească la toxicitate. Iar verbele le-am pus așa cum le-au scris ei, a se lupta, a mă întoarce, asta mi-a plăcut. Nu l-au lăsat impersonal, a visa, a vindeca, schimbare, a se schimba. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, în general, cu câteva săptămâni înainte, le cer să scrie o scrisoare. O scrisoare așa, pentru ca să văd puțin și cum scriu, e prima compunere pe care le-o dau să o facă, să văd puțin și cum scriu, cum stăm și cu ortografia și în general cu exprimarea în scris. Din aceste scrisori eu am extras acum 4 metafore conceptuale, să le spunem așa, cum se vede România la ei. Pentru ei pot să spun România este, pe de-o parte, tradiție și obiceiuri. Aveți aici câteva fragmente de text, nu le-am corectat, deci le-am lăsat exact, vedeți unde sunt greșeli, sunt greșelile lor, deci nu am intervenit deloc în text.
În formula scrisă, evident, am să dau și anul în care apar, sunt în ultimii 2 ani cele materialele pe care le-am folosit, ci și anul de studiu în care se află cel care sunt singurele date pe care le-am cerut. În rest, nu le-am cerut numele, i-am lăsat ca să se, tocmai să se simtă liber să se exprime. Cum vedeți aici, nu am timp să stau să le citesc, dar dumneavoastră le puteți citi. Ce înseamnă pentru ei România? Mi-e dor de tine, de casă, de oameni dragi. Ceea ce îmi lipsește cel mai mult este să simt atmosfera de Crăciun, să împodobesc bradul cu bunicii și așa mai departe. România este Crăciunul la bunica, mersul la Săniuș cu bunicul. Și merg mai departe. Apoi România este acasă, familie, bunici. Da, am terminat. Vă las să citiți. Este vacanță și amintiri. Și aici sunt texte, fragmente din texte. Și ultimul este ideală și idealizată. Asta mi-ar fi plăcut să avem timp să discutăm puțin, pentru că mi-ar fi plăcut să dau același chestionar studenților români de aceeași vârstă și să le suprapunem, să vedem ce fel de analiză ar ieși. După părerea mea, ar ieși foarte interesantă. Și am încheiat. Concluzia mea până acum este o concluzie parțială. Te afli în fața unei realități și citești o cu totul altă realitate. Adică sunt, nici nu știu cum să le numesc, dacă le putem numi niște locuri comune, niște sloganuri, ei nu știu de unde le au, dar sunt foarte, foarte, foarte bine structurate, nu știu cum să spun, și foarte recurente. Și asta cred că dă de gândit. Oricum este încă o cercetare în lucru. Mulțumesc! M-am oprit. Mulțumim și noi foarte mult pentru această prezentare extrem, extrem de interesantă și care poate da multe idei profesorilor de limba română. Nu numai celor care predau, să zicem, studenților de limbă etnică, cât și celor care predau limba română ca limbă străină, pur și simplu, sau celor care predau limba română în România. Mulțumim foarte mult! Vom trece mulțumesc la următoarea eu. Comunicare și îl voi invita pe colegul nostru, domnul Felix Nicolau, de la Universitatea Complutense din Madrid, să se pregătească. Ne auzi, Felix? Sau poate bună seara, bună ziua, mă auziți? Da. Mă auziți? Da.